Bine v-am regăsit abonaților aici la un nou episod de pe acest canal minunat de gaming. Astăzi ne jucăm Clash Royale după mult timp, în care n-am mai filmat nimic, bine, mult timp. Ideea e că vreo 3 zile cam asta, chiar vreo 4, în fine, nu mai contează. Ideea e că postez acum ceva, peste vreo 4 zile postez altceva, mie, proiectul tot Clash Royale. Ideea e, sau un alt videoclip ceva, ideea e că s-a băgat update-ul cu campioni, suntem pe cotul contul cu level 1, o să-i vedem și noi în cele ce urmează, adică avem Skeleton King, Golden Knight, Archer, Arthur Queen, ok? Dar ca să-i vedem mai bine, o să ne uităm la videoclip, yay, da. Bun. O să intrăm frumos pe YouTube. Dă-mă asta aici. Bun, avem un Clash Royale Campion Update Nave Rarity Level 14 and more. Bun, deci s-au băgat și level 14 și toate astea. Ideea e că o să ne uităm acum și o să vă explic eu. Nu că nu v-ar fi explicat alții sau nu ați fi putut voi să înțelegeți singur, dar e mai frumos să fiu și eu aici să văd cu voi. Oricum eu l-am mai văzut, dar l-am văzut odată, o să-l vedem acum din nou, o să-l văd. Ok, nu mai contează. Dăm puțin sonul următoare și când te va de explicat, o să operez videoclipul și o să vă spun. Bun, deci prima dată ne arată un fel de poveste, cum că rezele dă la 3 dintre recruiți, dintre real recruiți, le dă câte un pergament, o scrisoare, ceva de genul și fiecare recrut de la care i-a dat o scrisoare se duce la cât un campion. Fiecare o ia pe cât un drum. Primul campion, adică primul recruit la care se duce, nu. Primul campion la care se duce este Golden Knight, adică Cavalerul de Aur. O să vedeți voi oricum. Hai că... Al doilea campion se duce la Archer Queen, adică al doilea recruit, în fine. Da, e un trir la campion. Și ultimul, dar nu cel din urmă sau din... În fine, ideea e că e Skeleton King, râsele scheleților, stricoilor. Goddammit. Îl vedem și noi aici în toată splendoarea lui. Campion. Da, cum că poți să-i deblochezi la level 14, doar la level 14. I'm Rick and I'm Max and welcome to TV Royale. TV Royale. I'm excited to tell you what the team has been working on for this update. Absolutely. The team's focus for this year has all been about player progression. And with the addition of magic items, adding more gold to the economy, and even now with Clash Royale half price discounts going on, Clash Royale has already had a fantastic 2021. Level 14. Subtitrări, îmi pare rău, dar nu cred că avem în română, oricum o să vă traduc eu ce știu eu mai bine. Da, nu se poate cu română, că da. Bun, deci ideea e că... Bă, da, lasă. Ideea e că, na, s-a apăcat level 14 și... Și da, s-a apăcat level 14, wow. Cel mai mare update din istoria Clash Royale-ului, ca să mă exprim, așa. Chase 4, as well as more content for players that have not quite reached max yet. Listen.
Deci, apăcat level pe bine, asta spun ei pentru jucătorii care au deja un level maxim, nu au, nu prea mai au se face pe toxic, pentru jucătorii care nu au încă level maxim, l-a băgat pentru să aibă mai mult content de făcut sau ceva, nu știu, de educat. Deci, time to level up, e timpul pentru să upgradeăm levelul, să facem mai mult level mare. Deci vreau să spun cumva că a redus nevoia de experiență pentru de la level 10 în sus. Deci până la level 10 e normal, cred că tipul urmă de la level 10 se o scade cum ar veni, adică pentru level 11 nu o să-ți mai trebuiască cât îți trebuiască, o să-ți o scadă cu vreo 20%, ceea ce e super ok. Ceea ce înseamnă că pentru level 14 trebuie 80 ca cât îți trebuia pentru level 13, vă dați voi seama de aici. Și a băgat un fel de drum al râzului care îți spune la fiecare level ce îți oferă, adică la level 1 ce se deblochează, la level 2. Bine, la unele levele nu o să se deblocheze nimic, o să se arată doar că îți avansează testul, adică că s-a băgat un nou test pe doc, adică îl vedeți voi acolo și doar atâta. Și logică, la level 14 dă testul care ți-l dă la fiecare level, pentru că atunci când faci un level nou dă testul acesta și la fiecare level nou dă un test mai bun, ceea ce înseamnă că la level 14 dă care am dat un campion. Deci ideea e că dacă nu ai nenoroc la campion, nu te supăra. La level 14 îți dăm un campion gratis din acea cutie. Și ideea că mereu când o să spizi cutia aia, că tu poți să o spizi din joc, o să fa fi fain, fa fi. Și fără să spunem că îți dăm mulți bani și adică mulți gold și multe demuri. Bine, ține de demuri e mult pentru mine, nu știu pentru voi cum e. Și da, campionul trebuie ca legendar, dacă nu mă înțeleg chiar mai tare, dar nu cred. Deci dacă tu ai avut level 13, dacă tu ai făcut level 13 acum ceva timp, să zicem acum o lună, cam asta. Și tu în acea lună n-ai făcut 800k de XP, păi nu, o să ai level 13, o să-ți mai trebuie ca mine. Deci eu am cu level 13 de curând. Și pentru level 14 îmi mai trebuie vreo 10.000 de XP, ceea ce nu e chiar așa de mult, dar dude, mă gândeam că trebuie chiar mai mult, dar ideea e că nu, deci... Ați putea să facă level 14 în sezonul viitor, o să începem în forță sezonul viitor, vă zic ori eu. Deci da, pentru unii iau da, de tu când ai, după ce ai făcut level 13 s-a acumulat experiență și o să dai level 14 probabil. Adică cei care au level 13 de vreo 2 luni și joacă și sunt foarte activi, cu siguranță au level 14, cu siguranță. Da, îi zice că da, deblocat campionic, pentru că eu nu știu cum, dar eu zic asta, trebuia să poate ceva pentru cei care au level 13 maxat, adică e va fi insane pentru cei care sunt level 13 și mie oricum o să-i vă cărțile apărătate, dar nu o să aibă acces la campion, bă, nu o să aibă acces la campion. Ne se arată aici acum că la level pentru level trebuia 100k, acum pentru level 13 îți va trebui 75k, dar pentru level 14 îți va trebui 100k. Adică a scăzut toate astea doar că le-a urcat la levelul 14 pentru fiecare, deci acum banii și să zicem că a rămas totul la fel, doar că acum o iei de la level 14, adică pentru level 14 dai 100k, pentru level 13 dai 75, pentru level... Na, și pe urmă o iei la loc, cred că pe urmă se rea.
Bine, nu înțeleg nici asta, adică pentru level 12 pe mine mă gândeam că o era rea, dar nu știu, ideea că... Da, mie, cred că chiar a scăzut mealeta, cred că de la level 10 cred că de nu mai tot mai cu asta, cu gold-ul și cu nevoia de XP pentru a crește în level și la cărți, da. Bun, la start point aici, la fel, e un lucru extraordinar care îmi place foarte mult, mai ales mie. Eu oricum le-am făcut în level 13 și am zis, mamă, să vezi că îmi pun tocmai skin-uri pe cărți de alea. Și mi-am pus chiar câteva atunci când a venit Slash Royale-ul, când a fost reducerea rea masivă de -50% pe tot. Deci vreau să spună că tu în timp de când te-ai făcut contul acesta pe care t-ai tu, pe care te dozi tu, în timpul ăsta s-a acumulat experiența ta și experiența care s-a acumulat acolo se o transformă în star point și acum se pare atât că dacă tu apeși pe levelul tău se transformă în star point și... Bine, adică nu se transformă, e diferite star points, adică poți să upgradezi cărțile de la level 7, parcă? Și uite, asta îți dă ție star points. Îți arată cum să faci asta. La level 7 îți deblochează star points-urile. Deci vreau să spună ca tu, dacă vrei să îți upgradezi o carte la o steluță de aia, îți trebuie level 7, pentru a doua steluță trebuie level 10, iar pentru a treia steluță trebuie level 13. Deci la level 7 îți deblochează star points-urile, dar tu la level 7 îți poți upgradea prima steluță, la level 10 a doua și la level 13 a treia, și mi se pare super tare, pentru că nu te lasă să apreze toată asta odată și trebuie să faci level, adică boss, hai, că am scăzut asta, poți să îndepte la level 6, să zicem, să-ți arăți star points-uri și de la level 7 să apreze, dar nu, o să ai puțin, trebuie să faci. Bă, e cât ok, decât la level 13, bine, cred că care ar fi trebuit acum la level 14, e ok, e super ok. Da, sunt foarte multe lucruri reduse. Asta e ideea. Foarte multe lucruri reduse. Bun, și capitolul despre care este acest video, cum ar veni, campioni, bă. Campioni. Deci campionii vin în arenă, cum t-ar spune, cei trei campioni. Este, v-am zis, e o raritate nouă, cum t-ar spune, mai sus de legendare. De legendară. Deci primul campion sau prima campioană, cum s-ar spune, este Arthur Queen, adică Regina da, asta care trăse Archer, cum se spune, Arcasă, da, ceva de genul ăsta și, da, ideea e că au abilități fiecare, care costă și alea elixir, e un fel de Brawl Star care a băgat, să zicem, super. Nu e bine Gheze, nu? Sau Gheze? Nu știu, ori... Nu știu, eu am început să le iau pe Gheze-turi, dar pe urmă cineva mi-a schimbat opinia și m-am dus să le zic super... Nu mai contează, ideea că eu oricum le iau pe Gheze-turi mai bine. Că, na, nu poți să le dai la infinit ca tu, ca ultimata, cum s-ar spune. Deci are un... are viață mică, dar oricum de mediul ei situația asta e bine că dă tipe aer, e țin pentru aer, pentru unitățile de aer. Deci abilitatea ei e de cloaking cape, deci
Îți spune cum ar veni clapa aia, nu știu, peste ea, cum ar veni, și se face invizibilă și tanchează mai repede hiturile, adică le dă mai repede, foarte repede, în timpul ăsta, când se face invizibilă. Da, și se face, costă un elixir abilitatea ei. Bun. Al doilea campion este Golden Knight, ăsta, Prințul de Aur, da. La fel, abilitatea lui, la fel, îmi place foarte mult abilitatea lui, viața lui este cu 1000 mai mare, 1000 de hit points mai mare, da. Deci, abilitatea lui este de Dating Death, de... Bă, nu că doar, nu că dă des cum dă prințul într-o unitate sau tar prințul sau alt. Ideea e că, bă, dă des prin toate unitățile, de nu te oprăți la o carte, cum am numit Goblin Gang. Îi diturăze dintr-un des pe fiecare. Dar, uite, pe Gnet nu îi diturăze dintr-un des, dar a trecut, ați văzut de voi, a trecut prin Gnet și te-a dus la celelalte unități. Și pormă se întoarce la Gnet sau la cartea care... Asta, din nou, mi se pare super tare. Se dă și repede. E doar dacă îți dai abilitatea. Du-ți mai dă și în turn. Și al treilea campion este Skeleton King. La fel costă tot un elixir, parcă abilitatea lui ăla, lui Golden Knight. Bun, viața lui Skeleton King este cu 300 mai mare viață, față de viața lui Golden Knight. La fel, îmi place abilitatea lui. Deci, nu știu, am înțeles ceva. Ideea e că el se rănește cu sufletele moarte de pe joc, adică cu scheletele, probabil. Da, este abilitatea lui, se numește Soul Summoning și costă 2 elixire abilitatea lui și tu... El spăunează scheleti. Un fel de graveyard, știți? Uitați-vă ce arată, trebuie să apeți pe butonul ăla, costă 2 elixir. Nu știu de câte ori pot să folosesc, dar cred că e infinită idee la fiecare. Da, și logica are și ea un recurking de ăla, se reîncarcă la vreo 10 secunde, 15 probabil. La vreo 15 secunde, cred că. Da, deci campionii ăsta sunt atât de rari încât poți să pui decât unul într-un deck, deci nu poți să folosești mai mulți într-un deck. Plus că, la fel, în arenă, nu poți să fie doi campioni în același timp. Adică dacă tu ți-ai pus campionul și campionul acela pe care l-ai pus tu nu este distrus până când se face din nou cycle-ul ăla de campion, nu poți să-l pui a doua oară pe în arena aia, în tabelul ăla, cum v-ar spune, în meci. La fel, e ok, mai ales pentru cei care n-au level 14 încă și nu pot avea campioni. La fel, campionii ăsta se upgradează la fel ca cărțile, doar că, la fel, da, la fel ca celelalte cărți, doar că începe de la level 11, da, deci, comunele începe de la level 1, rarele de la level 3, astea, epitele de la level 6, legendarele de la level 9, iar campionii de la level 11. Și ca să le facă la level 12 trebuie o carte, la level 13 trebuie 8 cărți, la level 13 20 de cărți. Mă scuzați puțin, dar din grăsare am dat unde nu trebuie. Bun. Deci, mamă, deja filmăm de 20 de minute, wow. Aproape 20. Deci, dar poți să-i faci pe ăsta la level 13 și ei se spunează cu level 11 pe când ți-i dă. Bun, mai multe reorduri.
to help. We've added more gold crates into the chest cycle, and we've now made them available for king level prep. Legendary cards will be. Deci de acum încolo, de la level 10, când ai atins cota de level 10, poate să dea gold crate-uri. Ceea ce e ok, adică pentru oricum o să trebuiască fie întâi mai mult gold, de aceea e super ok de la level 10. Plus că s-a crescut șansa de a da legendare din seturi. Asta nu-mi place mie, că a crescut șansa de a da legendare tot înainte, când m-am apucat tot de crescural. Bro, am luat o legendară, nu știu când, în arena 8 sau 9. Și am dat și 500 de demon, adică, dude, atunci a cu... Și oricum acum ți-a crescut stanța, adică tu poți să ai prima legendară din arena 4 dacă stai într-un clan. Dude, și am mai crescut și stanța. Acum, ți se spică legendară din silver, dude. You know what else is cool, Matt? What? We've also made a new chest called the Royal Wild Chest. Deci a apăcat nou chest, după cum am spus, Royal Wild Chest sau ceva. Da, v-am zis că conține un campion care am dat ca e level 14. You'll get a champion every time you find one of these chests, along with those other cool rewards. And not only that, you'll find this chest on the free side. Și îți dă setul ăsta free la tier 30 pe partea de free, adică, dude, nici nu trebuie să cumperi pe surorul, că se dă free, dude, se dă free. Quality of life. For example, when your clanmates know purchase pass well, you receive more gold depend. Îți dă mai mult gold când îl cumpără cineva pe rural în funcție de level, probabil. Care l-ai tu? De altceva, la fel, asta mi se pare super smicker și îmi trebuia acum ceva timp. Poți să schimbi cărțile în deck cum vrei tu, fără să stai să te iei remove, la două, pe urmă să o fii pe acolo, poți să le schimbi cum vrei și e super smec chestia asta. Și acum poți să copii deck-ul direct din DVRL sau din leaderboard acolo unde dai, nu trebuie să mai dai tu pe profil la atela să te uiți la deck să dai copii deck. Și la fel, asta mi se pare super bine, nu prea copiez eu decor, dar când este copiat, da, e oricum super. Deci vreau să spună că de acum încolo toate turnamenturile, toate challenge-urile, toate grand challenge, classic challenge, turnament global, toate challenge-urile unde dai reward-uri o să pornească fiecare carte cu level 11, poți să iei fiecare carte, toate cărțile o să fie deblocate, inclusiv campionii de la level 11. Bine, exclusând în arenă unde acolo te pas cu cărțile de la care le ai tu ca level, exclusând CUR-ul și nu tu la turnament, dacă va fi la fel, pentru că sunt unele turnamenturi global, dar cred că la fel. Deci, în afară de arenă unde era Logic CUR, unde era acolo Logic, celelalte o să poți să folosești orice carte verindic de la level 11, oricum. Știți că mai erau challenge-urile alea unde erau cărțile unde poate puteți să folosești orice carte, dar nu tu. Ideea e că ți le dă cu levelul din arenă sau cu level nou sau nu puteți să folosești toate cărțile. În fine, nu mai contează acum, toate cărțile o să poți să le folosești, toate o să fie de la level 11, fiecare carte pe care vrei tu să o folosești. O să poți. La fel cum auziți de voi. Yeah, I know that champions have arrived. We thought it would be wise to move the captain. And because of this, we've also made changes to how you play global tournaments, classic and grand challenges. Yes, indeed.
Playing these modes now will allow you to build a deck with any cards in the game, even the ones you haven't unlocked, including the brand new champions. Even if you're not max level? Yes, you will now have access to every card in the game. Now that is chiar e epic, deci nu trebuie să ai level 14 ca să poți să folosești campionii în deck-uri. În deck. Oricum ideea e că toți poți folosi decât unul, dar totuși e super epic. We're super excited for you guys to get your hands on the update, which will be arriving very soon. Yeah, so enjoy the rest of Slash Royale. Make sure you upgrade as many cards as possible to get those experience points. And until next time, see you in the arena. Da, acum ni se face amuzant de notul. Ideea e că este să ne bucurăm de sfârșitul celetorialului și că update-ul va veni foarte rapid. Dar oricum a venit și ideea, eu am crezut că vine în sezonul viitor. Ideea e că deja filmăm de vreo 20 de minute. Totul este super epic. Ce s-a întâmplat pe Clash Royale? A schimbat radical jocul, s-a reapucat foarte multă lume înapoi de Clash. Oricum se reapucat câteva lume de când s-a apucat viitorul, dar acum e mai bine. Am spart clanuarul. Nu trebuie să vreau să spună că că suntem foarte smicheri, dar oricum ideea că o să intrăm acum. Cred că o să dau kick off camera pentru că te sa suntem foarte, l-am spart ca lumea. Ok, abonatul răbăi că mă tata a fost cu acest episod mirobolant de Clash Royale. Am urmărit tata împreună și v-am arătat și vouă ce spune fiecare lucru în parte. Avem aici acest tot în care o să-l deschidă când o să facem level 14. Avem aici multe reorturi. Avem aici, am intrat eu într-un clan, ok. Nu tu se carte, cred că o să spun, se spune că dacă, oh my god. Da, mai întreb tot, deci avem aici niște epică. Bun, avem logo, dar o să folosim, cred că, upgradăm și noi asta. Deci confirm, poate face level 3 acum. Se m-a sperat, dude. Ok, bun, mai ne întreb vreo 9000, bine, 1000 și ceva, 1500. Oricum, deci următoarea mea carte pe care vreau să o fac, oricum să le fac de level 3 bine, ai pusată la level 3, în fine. Păi, asta e de level 12? Mamă, da, băi, Electru e de level 12, păi stai până că Electru să-l fac de level. Păi stai până, altfel nu mai au nimic de pe Sobnito, că vreau să iau logo. În modul oricum avem destule, avem setul ăla acolo, avem Riodor aici, avem aici tot ăsta completat la maxim, mai e o zi 10 ore până începe. Avem pe celelalte conturi Riodor, nu atât la fel de smichere, dar totuși e foarte smicher. Avem aici niște lucruri, nu prea mai interesată pe mine super, super mult, dar oricum. Aici la fel setul de la War, suntem primii, bine, am arătat eu într-un clan, nu mai contează, dar o să iau și de aici setul. Și avem celelalte clanuri, avem, nu intrat în clanul ăsta că nu îi fac o reclamă, dar am intrat într-un clan în care se fie pe locul 1, bine, o să zic eu acum, nu mai contează. Ideea e că foarte smecher obiectul se vorbesc atât de repede pentru că trebuie să închei acest video și nu știu câte lume mă înțelege, dar cam atât a fost și cu acest episod, mirobolant de Clash Royale, abonaților, nu uitați să apăsați pe butonul de like și de sub, cred, dacă n-ați făcut-o încă, aveți Instagram-ul meu în descriere, ca de fiecare dată, eu am văzut Edi și vă spun la revedere. Nu știu ce s-a înțeles din tot ce am spus acum la sfârșit, de când am început să vorbesc de că suntem un la War și alea și top-ul, dar totuși. Luffy, da bă, Luffy, mamă. Episod de 30 de minute doar din cauza că n-am uitat la TV Royalul acela.